Trei sportivi de la Clubul de Arte Marțiale Acvila Giurgiu au urcat pe primele două trepte ale podiumului la Campionatul Național de Ushu Kung Fu, secțiunea Sanda Ushu Full Contact, desfășurat recent la Sala Polivalentă din București. Ei sunt Mihai Dăncescu, Isaac Simeon și Mario Matei, care au obținut primii doi medalii de aur, iar cel de-al treilea medalia de argint. Pentru performanța lor vor fi cooptați în lotul național de Sanda Ushu, secțiunea Full Contact, și vor participa la campionatele europene ce vor avea loc în luna martie la București. S-a făcut și selecția pentru lotul național de Sanda Ushu, secțiunea Full Contact. Având sportivi care s-au clasat pe primele două locuri, avem toate speranțele că acești sportivi vor fi cooptați în lotul național pentru participarea la campionatele europene de anul acesta ce va avea loc în București. Luna martie va fi una plină pentru sportivii de la Clubul Acvila, pentru că în afară de campionatele europene de la București, luptătorii sunt solicitați să participe și la alte competiții importante. Următoarea competiție va fi campionatul național de Kempo, secțiunile MMA și Knockdown, unde vom participa cu un număr de sportivi, după care va urma o cupă națională de jiu-jitsu. Deci luna martie este încărcată referitor la competițiile și la participarea noastră totodată la aceste competiții. Sper ca rezultatele noastre să fie din ce în ce mai bune și din ce în ce mai strălucitoare, ca să zic așa. Mă refer aici la medalii care vor fi obținute în decursul următoarelor luni.